Ok, o să sunăm la numărul de suport de la Denis TV. Network, wherever, deci societatea se numește Denis DTH TV SNL. Să vedem ce reușim să obținem. Salutare! Căutarea nu se oprește niciodată, iar când ai nevoie de ajutor, cel mai bun loc de găsit informații este contul tău de client. Noi te așteptăm pe chat, în pagina eMAG Help și în contul tău de client. Asta a fost. Deci asta a fost super tare. Great. Da. Da, să încercăm să facem un retur. Vedem statusul returului și să încercăm să intrăm în contact cu cineva de la EMAG despre statusul livrării, pentru că am văzut mai devreme că la telefon, îndrumat către chatul acela, am ajuns să vorbim cu boți. Ok. Suntem oferte, nu ne interesează deocamdată retururile mele. Ăsta este returul. Hai să vedem status. În același status, da? Profilul corespunde, produsul corespunde condițiilor de retur. Restituire sumă am ales. Timpul estimat a fost 31 ianuarie 2023. Asta e. Hai să vedem, poate mai primim un update. Soluția, singura soluție ca să ok. Servicii și garanții, retur produs. Așa, am ales retur produs. Când primesc banii pe retur, vreau să înregistrez o livrare necorespunzătoare. Modalități și condiții de retur. Vreau să anulez returul. Când primesc banii pe retur, bănuiesc că nu? Asta ar fi întrebarea logică pe care ai vrea să o pui. Balanța contului. Nu am cont bancar deschis. Înscrie-mă la meniu, întoarce-mă la meniul anterior. Balanța contului, plata prin voucher. Retur magic. Eu nu cred în magie. S-a dovedit că am dreptate până acum. Retur magic, nu am cont bancar, plata prin voucher, balanța contului. Nu știu, asta pare singura chestie. Ai primit bani, am primit puncte, întoarcem. Am primit bani mai puțin, poate mă duce la un om. Da, mă puteți ajuta că răspunsul nu a fost cel mai așteptat. Salut, bănuiesc că e un om. Salut. Am un retur care da, deci avem un retur pentru care nu am primit banii înapoi. Ok.
Da. Cred că am fost destul de răbdător. Da, am spus că motivul returnării este acela că produsul nu corespunde descrierii și nu performează la nivelul la care a fost descris pe site. Ceea ce e un lucru adevărat s-a putut vedea și în testul pe care l-am făcut, aventură cu un televizor mic. Nu știam că de fapt o să fie așa o aventură. Mă gândeam că e doar aventura testării, știți, scoatere de la ambalaj, testare, mă rog, încercare, scanare de posturi, chestia aia, știi? Se dorea de fapt a fi un unboxing și review, dar a ieșit altceva.
Da, deci o să citim chatul ăsta după ce se închide. Da, i-am zis că ok, eu vreau să-mi comunici că nu a fost respins și care este statusul după atâta timp și că trebuie și ce trebuie să fac pentru a primi banii înapoi conform legii. Eu am făcut tot ce trebuia să fac, corect? Am plătit la timp. Răspuns. Am realizat o solicitare către aceștia așa, pentru a ți se returna banii, iar pe îndată ce voi avea un răspuns, am să te contactez. Am mai trăit experiența asta cu doamna Ioana, i-am spus doar, dar nu înțelege. Nicio problemă, mergem pe mâna lui. Termenul de răspuns este 24-48 de ore. Adăugate la cele... Ok. Aș dori să vorbesc tot cu dumneata ca să avem o continuitate și să nu ne învârtim în cerc. Să la statusul de acesta. Ai un număr de telefon la care te pot găsi? O adresă nominală, că cea de la InfoRound nu este una validă și nu primesc răspuns de trimise acolo. Da. Adresa info@emag.info.around.emag.ro nu este o opțiune de cont discuției. Drept urmare, iată-mă aici, după ce am mai purtat o discuție pe colegă. Și nu am mai primit nici un de la faptul că nu a fost acceptat.
adresa de e-mail, așa. Ioana Brezan este persoana cu care am mai schimbat câteva discuții și nu am primit niciun răspuns, nici bani. Așa că aș dori să am o continuitate. De aceea solicit un contact de la serviciu, bine. Da, deci aceasta a fost interacțiunea și cu omul din spatele chatului. Și Iulian spune că o să facă tot posibilul să-mi primesc banii înapoi. Așa a spus și Ioana. Și a trecut o lună. Începe o nouă poveste acum cu Iulian, care mi-a răspuns și Iulian spune că o să mă ajute, că o să-mi trimită mail. Exact același lucru l-am făcut și cu Ioana. Și este fabulos cum știu să-mi trimită oferte pe e-mail, da? Și uite că a și venit chestia. Da? Și avem aici o referință, ok, Iulian Chiriță îl cheamă pe domnul, pe doamna o chema, pe colega dinainte o chema Ioana Brezan și ei lucrează acolo, încearcă și ei să facă ceva. E un răspuns standard, copy-paste, dacă îl caut de acolo e din ăla, e de copy-paste. Eu știu că ei sunt făcuți să ne dea impresia că vor să ne ajute. De fapt, de la firma Denis TV, sau cum se numește firma asta, Denis Pericol Public, nu știu, stai așa. Ok, unde e, m-am vândut de Denis Network, așa. Și avem aici niște detalii, ia să vedem cu ce voia băiatul ăsta să... Așa că asta mă interesa, politica de retur, să o punem pe ecran, da, că am salvat-o ca să nu mai stau să caut acum, nu mai știu pe unde e. L-am și de... ok. Da, deci am sunat la numărul de telefon. Am încercat să facem tot ce se poate. Așteptăm un răspuns, avem un răspuns pe e-mail de la domnul Iulian, încă o dată. De data asta o să avem grijă să logăm toate lucrurile și să facem mai departe toată treaba să fie frumoasă, astfel încât să putem face demersurile necesare și la protecția consumatorului. Am adunat factura, faptul că am dovada, faptul că am trimis înapoi, statusul care spune că returul a fost acceptat, deși produsul este corespunzător condițiilor de retur și pe site-ul EMAG eu am rămas cu blocajul respectiv. Ideea este că vreau să... Să rezolv chestia asta. Corect ar fi să se rezolve. Corect. Și ceea ce nu prea e corect, după cum vedeți, este imposibil. Deci sunt puse în cerc. Lucrurile sunt așa, o coadă de pește se învârte așa, știi? În coadă, oroboro, ca să zic, știi?
Știți, Ouroboros, simbolul Ouroboros este ăla care un șarpe care își mănâncă coada și produce un cerc, un simbol al infinitului. Asta e situația în care ne aflăm. Am un produs cumpărat, am trimis produsul înapoi la furnizor, furnizorul a dispărut în gaură de șarpe și cu banii luați și cu produsul. Din punct de vedere moral, uman, se numește furt, escrocherie. M-a păcălit, ca să zic așa, știi? Eu, asta e senzația pe care o am. Eu, ca persoană, ca și cumpărător de bună credință, care am cumpărat un produs. L-am returnat așa cum spune în condițiile alea de retur. Uite de aici frumos, că asta e partea frumoasă, știi? Le-am făcut așa cum s-a solicitat în cererea de retur. Hai să vedem, poate îl și deschidem pe site, că se vede mai așa bine pe site decât în imagine. Așa, livrat de Denis TV. Abia aici putem să ajungem la pagina asta pe care voiam să ajungem, unde avem condiții de garanție care sunt alea impuse de lege și nimic în plus. Adică nu vă faceți griji că nu ne ajută cu nimic. Și aici unde o să citim împreună ce ne promite și cum se produce această păcălire pe care o fac ei. Sub umbrela EMAG, împreună cu EMAG se întâmplă, adică sunt împreună. Că eu nu l-am dus la Denis Network să cumpăr produsul, că l-am luat eu de pe site-ul lui, de undeva din... de pe net. Și m-am dus pe EMAG și am cumpărat în aceeași comandă niște produse livrate de EMAG și acest televizor care era livrat întâmplător de dumnealui, dar eu l-am luat de la EMAG. Da, de la EMAG, emag.ro. Că ei vor să facă o diferențiere, să se spele pe mâini, să zică emag.market, nu știu. Și care e diferența și pe Amazon, dacă, apropo, și paralelă la treaba asta, EMAG și Amazon One B, da? Pe Amazon, dacă cumperi un produs de la un... de la cineva, primești bani înapoi, fără doar și poate, fără discuții și alte comentarii. Trebuie doar să faci dovada că produsul este, nu corespunde, defect, că a ajuns poate probabil în urma transportului lovit sau că nu corespunde parametrilor tehnici descriși și care te-au făcut să-l cumperi, nu? Pentru că cumpărăm un produs exact așa în urma descrierilor și în urma verificărilor pe care le putem face pe sursa verificată, nu pe cea neverificată, pe sursa verificată. În cazul meu sunt cliente mari de mulți ani, de foarte mulți ani, ca mulți dintre noi. Așa, n-am avut niciodată probleme cu returile pentru că am fost întotdeauna foarte, 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 foarte atent la ce am cumpărat. Și pentru asta nu am avut de dat retur. Tocmai de-aia nu am. E singurul retur care îl am în cont, după cum ați văzut, da? La retururile mele este singurul. Da? Este singurul retur pe care l-am l-am în cont. Și ca prima încercare pot să spun că sunt total dezamăgit de felul în care se întâmplă lucrurile, pentru că legea prevede niște lucruri, legea este mințită, ocolită și eu nu sunt protejat, de fapt sunt îngropat într-un mormânt de păcăleli. Drept urmare, astea sunt demersurile care le împart cu voi, pe care le fac pentru a intra înapoi în posesia bănuților pe care eu i-am plătit cu bună credință. Ca mulți alții, cred. Și ok, nimeni nu plătește un lucru doar ca să se afle în treabă. Îl cumperi pentru că, într-un fel sau altul, consider că ai nevoie de el. Poate că ai realizat că n-ai nevoie de el, asta e cu tot o altă situație. Dar de cele mai multe ori cumpărăm un produs pentru că considerăm că avem nevoie de el. E extraordinar. Politica de returnare.
cu care trebuie să fii de acord în momentul în care e așa și care este foarte pertinentă. În cazul în care doriți să returnați produse comandate de la acest partener EMAG Marketplace, aveți posibilitatea de a face acest lucru prin curier, locker. Fiecare comerciant de pe platforma EMAG își poate stabili independent modalitatea acceptată de retur. De aceea este important să consultați această secțiune înainte să formulați cererea de retur. Mai jos veți găsi întreaga politică de retur a partenerului nostru. Perfect. Asta e cuvântul de la tăticul EMAG Marketplace. Pentru a vă exercita dreptul, nu este o opțiune, e un drept pe care îl ai. E ca dreptul de a vota. Poți să-l exerciți dreptul ăsta sau nu, dar pentru a vă exercita acest drept de retragere din contractul de cumpărare pe care l-ai făcut online, trebuie specificat, da? Fără să știi și să vezi produsul fizic aproape și să ai posibilitatea să-l testezi înainte de a-l plăti, ai dreptul de a te retrage, fără doar și poate, corect. Trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de retragere din prezentul contract, înregistrând o cerere aici. Aici însemnând un link către, hai să vedem, cred că este emag.ro, formularul de retragere, drept pentru care noi am completat această cerere, potrivit articolul 9 aliniatul 1 din ordonanța de guvernului numărul 34 din 12 iunie 2014 și cu toate actualizările privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști și contractelor încheiate cu profesioniștii, aveți dreptul de a vă retrage din contractele încheiate la distanță fără a preciza motivele. Eu am și precizat motivul. Am spus că televizorul nu corespunde. Putea să fie, dacă era o firmă cooperantă, putea să aducă în discuție și să spună foarte frumos, da, probabil că a fost defect televizorul ăla, știți, noi nu le fabricăm, noi doar le comercializăm. Haide că îl schimbăm și beneficiați de garanție. Hai să încercăm să-l schimbăm. Dacă și ălaltul pe care vi-l trimitem în locul ăsta face la fel, atunci probabil că, într-adevăr, da, nu se potrivește cu ce este, o să vedem cu furnizorul nostru, cu cei de la care l-am cumpărat, să le spunem mai departe că e o problemă. Deci, probabil, ar fi bine să retragem produsul ăsta sau să-i diminuăm calitățile, să-l testăm cu adevărat și să spunem cu adevărat ce face. Nu doar să ne uităm pe cutia produsului din China. Că știm cu toții, chinezii fac overstatement-uri mereu în a descrie produsele și fac întotdeauna mai multe decât fac. Dacă ți-ai un telefon chinezesc, e mai tare decât iPhone-ul. Care și el e făcut în China, dar nu e chinezesc. Așa. În descrierile lor, în realitate, nu e. Așa. Dacă vă retrageți, așa, în termen de 14 zile am respectat toate lucrurile astea, așa. Dacă vă retrageți, vă rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare, determinate faptul că ați ales modalitatea de livrare alta, în cazul în care alege altă modalitate de livrare, decât aia oferită standard de către ei. Eu recunosc că am ales modalitatea pusă la dispoziție de către furnizor. Am zis să fiu corect și să nu încerc să complic situația. Avem un transport asigurat de furnizor cu care omul are o relație dezvoltată în decursul timpului și am zis să beneficiez de fructele acestei relații pe care o are dumnealui ca furnizor și de marfă și așa mai departe cu acest transportator și am zis că perfect, minunat. Ai și un transportator și mai bine, uite. Aștept să vină să-l ridice. Drept urmare, am beneficiat de această treabă. După care, în scurt timp, adică am scos astăzi produsul din cutie, l-am testat câteva ore spre seară, a doua zi l-am returnat. Gata. Am continuat testele, am făcut filmarea respectivă și am returnat produsul, pentru că am constatat că nu e de utilizat. Îmi pare rău, aș fi vrut să-l folosesc. Este exact dimensiunea care îmi trebuie. Este imposibil, cum spuneam și în videoclipul dinainte, este imposibil sau e foarte greu de găsit un televizor mic astăzi. Mic de 40 de centimetri, de exemplu. Ne? Am găsit în toate ofertele un televizor mai serios, care era de mare. Mare. Mult prea mare pentru spațiul meu. Și atunci m-am orientat către nișa asta, că de asta am vrut un produs de nișă, care să se potrivească dimensiunilor fizice de care am nevoie și pentru locul unde care vreau să-l pun. Soluția este alta. O să vin într-un videoclip următor pe care o să fac, dar deocamdată lupta este asta, cu primirea banilor înapoi, că este dreptul nostru, dreptul meu.
de utilizator și al dumneavoastră atunci când cumpărați un produs să primiți bani înapoi dacă l-ați cumpărat online sau chiar în magazin. Poate că ați realizat acasă că nu este exact cum v-ați dorit. Probabil că dacă ar fi mai bun, mai, ceva mai multă bunăvoință din partea vânzătorului, ar fi fost altfel, dar situația este așa. Am fost sunat în urma returului, am fost sunat de către o persoană de la vânzător și am încercat să mă convingă de faptul că televizorul este deteriorat, că l-am stricat, că l-am distrus. Nu, n-am avut intenția asta, nu am făcut lucrul ăsta. Dacă s-a întâmplat, probabil s-a întâmplat din cauza transportului. Eu l-am pus în ambalaj original exact cum l-am scos din ambalaj. Interesant este faptul că întâmplător am ceva cunoștințe tehnice și pot să apreciez relativ în cunoștință de cauză un produs care funcționează în parametrii descriși sau nu, mai ales în cazul unor produse electronice. După cum știți, repar echipamente electrice, electronice, cam tot ce are componente electronice și fire. Îmi place, o fac chestia asta ca o pasiune, nu e jobul meu, dar o fac cu drag. Și drept urmare, dumnealor au încercat să mă convingă de faptul că eu am făcut un lucru foarte rău și anume faptul că le-am trimis un televizor zgâriat. Și asta este, de fapt, politica pe care, urmărind mai departe, am văzut că o practică cu toată lumea. Nu doar cu mine. Așa că am zis că, domnule, vreau să îmi returnați banii, pentru că e dreptul meu. Și asta vreau să fac. Vreau să îmi returnați bănuții și să nu vă supărați, dar asta este ceea ce doresc eu. Pe banii mei, așa cred eu că e bine să returnez produsul înapoi, pentru că nu corespunde, nu mi-ați dat opțiunea nici măcar să încerc altul ca să pot să fac chestia asta. Și drept urmare, acum sunt în a doua încercare, ca să zic așa, de a contacta EMAG-ul, pentru că eu către EMAG trebuie să mă îndrept, deși că de acolo l-am cumpărat, chiar dacă e vândut de un terț, da, cererea acolo am făcut-o și pentru mine cererea este într-un stadiu pe site-ul EMAG, nu la domnul vânzător. Domnul vânzător și ce face domnul vânzător cu EMAG și ce vorbesc dumnealor în spate, nu știu, dar ideea este așa. Păi, pe Amazon, dacă dorești să vinzi, trebuie să returnezi banii înapoi, fără doar și poate. De multe ori, vânzătorii nici nu mai solicită produsul înapoi, dar nu pentru că e costisitor și implică multă logistică. Și atunci, așa fac ei. Eu nu vreau să beneficiez de nicio șmecherie sau de nicio păcăleală care s-ar putea întâmpla aici, cum toată lumea crede. Doar vânzătorii români se pot gândi la asemenea păcăleli, mă rog, și anumiți oameni. Dar oamenii aceia se vor gândi la treaba asta de fiecare dată. Oamenii aceia se vor gândi la treaba asta de fiecare dată, da? Cam asta a fost experiența cu EMAG-ul. Sperăm că domnul Iulian o să facă ceva mai mult și o să continuăm să înregistrăm când avem update-uri și să vedem. Poate că iese ceva frumos. Revin când am noutăți cu situația. Bine? Am ieșit. Pa!